Vă salut, oameni dragi! Eu sunt Sandu, gospodarul. Mă bucur să fim și astăzi din nou împreună. Vă doresc sărbători binecuvântate tuturor. Astăzi o să facem o rețetă. O să facem un iepure umplut, o alternativă la mielul de Paște. Pentru cei care nu le place mielul umplut, că multă lume nu mănâncă miel și atunci, pentru cei care nu le place mielul, eu o să fac un iepure umplut ca și alternativă. Pentru această rețetă avem nevoie de următoarele ingrediente. Eu tocmai ce-am sacrificat acum câteva minute un iepure de casă, crescut de mine, un iepure tânăr, un pui de iepure de 7-8 luni de zile pe care o să-l umplem. O să mai avem nevoie de verghețuri foarte multe, o legătură de usturoi verde, o legătură de ceapă verde, o legătură de mărar verde și o legătură de frunză de pătrunjel. O să mai avem nevoie, eu am luat aici o caserolă de inim și pipote de pui, o jumătate de kilogram de ficăței de pui și ficatul de la iepure, două foi de dafin, câteva bobe, 10-15 bobe de chiperi, o să mai avem nevoie de 4 ouă crude, 4 ouă fierte, sare și chiperi. No, haide să trecem la treabă, o să facem împreună rețeta pas cu pas și facem un iepure umplut pentru masa de Paște. Na, oameni dragi, prima dată o să ne apucăm și o să merem și o să punem pipotile și inimile la fiert. O să le punem la fiert și o să le lăsăm cam o oră, dar după jumătate de oră o să merem și o să adăugăm și ficățelul. Ficățelul nu-l punem acum împreună cu inimile pentru că el se fierbe mai repede. Deci punem inimile și pipotile de pui, le punem la fiert, dar după jumătate de oră le dăm un avans, merem și punem și ficățelul de pui. Da? Apa noastră, tocmai ce începe să fiarbă, o să adăugăm bobele de chiperi și foile de dafin, 10-15 bobe de chiperi și 2 foi de dafin. O să adăugăm pipotile și inimile de pui, așa cum am zis, le punem, le dăm un avans de o jumătate de oră, iar după jumătate de oră o să mergem și o să adăugăm și ficățelul. Așa. Bun. Am adăugat și inimile și pipotile de pui. O să punem un praf de sare. Bun. No, lăsăm așa, le dăm un avans de o jumătate de oră să fiarbe, iar după jumătate de oră o să vinim și o să punem și ficățelul. No, oameni dragi, am lăsat, am dat un avans de o jumătate de oră la pipote și la inimile de pui. Acum o să punem și ficățelul. Așa, și o să mai lăsăm vreo 20 de minute. Mai lăsăm și ficățelul împreună cu inimile și pipotele de pui. O să le mai lăsăm, o să dau un timp mai tare focul. Și le mai lăsăm vreo 20 de minute. No, oameni dragi, între timp, până ce se gata de fiert ficăței și pipotile, o să ne tăiem și verghețurile. O să tăiem ceapa, toate astea le tăiem cu bulețe mărunte, ia așa ni. Acum, cu cât sunt mai multe verghețuri, cu atâta o să iasă o umplutură mai bună. Așa o să procedăm, o să-mi dau tate, n-are rost să vă țin, că toată lumea știe cum să taie. Ideea e că o să le tăiem ia așa ni mărunt. Așa o să procedăm cu tate. Bun. No. Oameni dragi, am tăiat și verghețurile. Acum o să tăiem și ouăle. Ouăle la fel o să le tăiem cuburi. Acum astea le puteți tăia și un chi mai mare. Ia așa ne o să le tau. Bucățele un chicuruț mai mărișoare. La fel o să procedăm și cu ouăle. Așa o să le punem aici într-un castron, tăiate amestecate. La fel o să procedăm, oameni dragi, și cu carnea. O să tăiem și pipotile și ficăței. O să le tăiem tot așa cu buleță. Și să le tăiem cu buleță mai mărunte. Acum eu vă arăt că n-are rost să vă țin. Am arătat cum tau eu ouăle, cum tau ficățelul cu pipotile și inimile, așa le tăiem cu buleță și le țipăm și astea acolo, iar când o să fiu gata, o să revin. No, am terminat de tocat și ouăle, și pipotile, și inimile de pui, și ficatul. Acum o să spargem ouăle. Spargem
spargem ouăle într-un vas și o să le batem un pic și o să le țipăm peste împrutura noastră. Așa. Le batem un pic ca și mâncărușa. Așa, și le țipăm aici peste împrutură. Așa, bun. O secundă, să ne umplu cusul. Așa. Na, bun. Acum o să adăugăm verghețul. Le țipăm și verghețule toate aici. Și cu împlutura asta să umplem ieprile. Pentru că așa cum v-am zis, nu toată lumea mănâncă miel de Paști. Sunt unii oameni la care nu le place mielul. Și atunci iepurile umplut e o variantă, o alternativă în locul la mielul umplut. Bun. Acum verghețuri, oameni buni, cât de multe, că astea o să-i dea gustul cât mai bun. Bun. O să pun, o să amestec un pic și pe aceea o să punem sare și chipeli. Amestecăm bine, bine, ca să încorporăm bine, bine toate ingredientele. Umplutura asta să umple miepurile înăuntru. Așa, o să punem un praf de sare și un praf de chipeli. O să amestec și o să mai punem după aia încă o dată, ca să ne asigurăm că e condimentat așa cum trebuie. Așa, mai pun un pic de sare și un pic de chipeli ca să simt sigur că mă scostietăt. Bun. Oameni dragi, cu umplutura asta o să umplem iepurile în interior. Și asta e umplutura noastră cu care o să umplem iepurile. Oameni buni, o să ne apucăm și o să umplem iepurile. Aici, în stomacul iepurelui, o să băgăm umplutura. Ia acolo ne. Așa, nu un pic. O să luăm împlutura, acum chiar dacă nu mai are toată împlutura, dar o să o înghesăm bine, bine, ca să ne intre toată. Băgăm toată împlutura și o împingem bine, bine. Așa o să procedăm, oameni dragi. Așa procedăm, n-are rost, că durează un pic până ce o bag eu toată împlutura. Iar apoi o să prindem iepurile ca să nu iasă împlutura. O să o prindem cu un pic gheață. Și o să vă arăt la sfârșit după ce îl termin de umplut. No, am terminat de umplut iepurile. Mi-a intrat aproape toată împlutura, doar o lingură mai rămas. Acum dacă cumva faceți mai multă împlutură și nu vă intră toată, puteți să puneți într-o tăviță mică să faceți și ca și un chec, ca și un drob de împlutura asta. Acum pe o tavă mi-am pus o hârtie de copt și foarte important, oameni dragi, la miel umplu, la iepure umplu, la friptură de miel, la friptură de iepure, ca să vă iasă o friptură bună, obligatoriu untură de porc, ăsta e secretul la fripturile bune. O să punem în tavă untură de porc și o să ungem toată, nu vă zgârciți la untură, pentru că multă lume se ferește de untura de porc, dar rău fac. Pentru că asta e cea mai bună și cea mai sănătoasă. E mult părinți și bunici numai cu untură de porc făceau. Și-o trăi câte 90-100 de ani. Iar amu toată lumea se ferește de untura de porc și rău fac. Așa. Ungem bine, bine cu untură de porc. Bun. O să punem iepurașul. O să punem iepurașul în tavă. Ok, deci noi l-am cusut cu o ață, pune iepurașul așa, ia curmezâșul. Ok, să mă șterg pe mâini. La fel și peste
iepuraș, o să punem tot așa untură, un pic de untură și o să lungem. Untura asta o să se topească și o să frăgezească foarte bine iepurile. Opa. Așa n-are nimic. Iepurile ud, cum am băgat în plutura și cum... Așa, bun. Puneți, oameni buni, untură de por, nu vă zgârceți. Așa. Iar acum, tot în tavă, o să punem un pahar de vin roșu. Dacă aveți, puneți un pahar de vin roșu sau alb, fiecare ce are și cum are. Da, oameni dragi, așa cum am zis, o să punem și un pahar de vin roșu, cam 150 de ml. Acum, dacă nu aveți roșu, mere și galb, în de care aveți, dacă nu aveți vin, puteți să puneți un pahar de apă. Așa, să bem și noi o gură. Mamă, ce bun e. No, oameni dragi, o să ducem acum tava, o să o băgăm la cuptor. Pentru aproximativ o oră, o băgăm un ceas la cuptor, la 220 de grade. Iar apoi, când o să fie gata, o să revin și o să vă arăt. Acum, tava, nu mă întrebați, că nu știu exact, undeva un 40x30, cam așa, că multă lume tot timpul mă întreabă cât e mare tava, dar nu contează asta. Fiecare pune în ce are acasă și în ce lucruri are, ce folosește. O să-l bag la cuptor și după aceea revin cu alte imagini, când e gata, să vă arăt cum a ieșit. Oameni dragi, iepurile noastre gata, tocmai ce l-am scos la cuptor. L-am lăsat cam o oră, oră și 10 minute. Așa arată iepurașul nostru, umplut. O alternativă la masa de Paști, în loc de miel umplut, pentru cei care nu mănâncă miel umplut. Îl lăsăm un pic să se răcească, pentru că încă iasă aburi din el. Nu știu dacă se vede, dar încă iasă aburi din el. Îl lăsăm un pic curut să se răcească, lăsăm 10-15 minute să se răcească. Apoi o să tau din el și o să vă arăt farfuria finală. O să vă arăt și împlutura cum a ieșit. Oameni dragi, iepurile nostru umplut, alternativă la mielul de Paște, așa a ieșit. Ne-am pus o pulpiță de iepure, uitați ce frumos arată, uitați ce carne macră, carne curată, o carne curată de iepure, umplutură faină, vă garantez că e și foarte bună, Doamne ajută-ne! O să vedeți și dumneavoastră ce carne curată are iepurile, pentru că multă lume nu vrea să mănânce nici iepure, dar e o carne foarte curată. Uitați și dumneavoastră cum arată o carne de iepure curată, un iepure sănătos crescut în curte de mine, un iepure tânăr. Mamă, cât e fraged. Nu știu dacă se vede, oameni buni. Atâta e fraged. Tu l-ai, Doamne. Uitați și dumneavoastră. Ce cărniță albă curată. O carne fără grăsime, fără colesterol. O carne foarte sănătoasă și foarte bună în același timp. Împlutura. Mamă. Ce bună e împlutura asta. Păcat, oameni buni, că nu puteți să simțiți cât e bună, ce gust bun are. Nu o să puteți ști numai dacă faceți această rețetă. Acum să meritați că vorbesc cu gura plină. Acum eu nu-s prea învățat să mănânc eu cu furculița, că eu sunt de la țară, ia uitați și pulpița ce fain, deja o crepa. O carne foarte bună, uitați cât e de fragedă și cât e fain zămuie.
Mamă, mamă. Grozav de bună. Umplutura asta e bestială. Oameni dragi, eu sunt Sandu Gospodaru. Vă doresc sărbători binecuvântate, cu pace, cu liniște, multă sănătate tuturor. Până data viitoare, numai bine rău la nimeni, Doamne ajută la toată lumea.